De ce zugrăvim? Simplu, sunt trei mari motive. Unul este că lucrurile se murdăresc în timp și vrem să fim sănătoși. Doi, trebuie să faci niște modificări, niște reparații. Sau trei, vrei să faci niște modernizări, fie tehnice, o centrală termică, un aparat de condiționat, seturi de lumini și așa mai departe. Fie vrei să ai un nou ambient, schimb gresia, schimb designul, schimb sistemul de iluminat, ceva. Deci toate sunt pentru sănătate și un ambient fericit. Dar, ca să reobții pe astea, trebuie să muncești, frate. Sau să faci un ambient îmbunătățit, depinde fiecare cum își permite. Sau să pățești ca mine. Baci și mâna adânc în buzunar, nu nimerești oamenii potriviți și te apuci de treabă. E, cam asta este cu de ce zugrăvim. Povești din șantier. După ce am dat afară trei echipe de zugravi care au venit pentru un banal apartament de două camere, constatând cât de bine și de ieftin lucrează, am zis, băi, la același nivel de calitate pot să mă distrez și eu și iată, am mutat șantierul aici și fac o zugravă. Am amorsat, am chituit, am gletuit, am șlefuit, m-am umplut de praf. E o muncă, hai să spunem, care nu o să ne placă. Dar ce este important este că trebuie să alegeți foarte bine colaboratorii pe care vi-i băgați în casă să zugrăvească, să vă facă casa frumoasă, bec, design, deco, tot ce vreți voi, da? Așa că e bine să vă instruiți în munca cu gletiera, cu ipsosul, cu trafaletul, cu amorsele, cu vopselele, să vă faceți lecțiile bine, mai ales cu oamenii. Produsele se știu, raportul calitate-preț este cunoscut, ce ați luat aia este. Bă, dar cu oamenii e foarte greu. De aceea, atenție! Ce oameni aduceți în șantier? Am stabilit de ce trebuie să zugrăvim. Așa că, dacă ne apucăm să zugrăvim, să modernizăm casa, să o reabilităm, trebuie să ținem cont de niște idei, de niște sfaturi, din pățanile pe care le-am avut aici, în contextul în care, da, am considerat că a venit timpul să facem ceva pentru sănătate, pentru casă, pentru frumusețe, pentru curățenie și am vrut să zugrăvesc. Cum? Cu ce? Și în ce fel? Rămâne să vedem la povești din șantier. Povestea a început cu retehnologizarea. Da, am avut o centrală termică veche, după 20 de ani de zile nu mai făcea ce trebuie. Hopa, hopa, hai să o schimbăm. Alt model, alt coș de fum, în condensație, chiar trebuie să sparg gips cartoanele, tavanul pe acolo, să vin cu traseu, nu știu ce. Prima manevră. A doua manevră, am trecut prin, a trecut jumătate din România, au venit ăștia de la primărie și au zis, gata, facem termosistemul, reabilităm fațada, nu știu ce. Cu ocazia acestor operațiuni, au avut grijă băieții să strice unitatea de aer condiționat și, bineînțeles, că trebuie să cumpăr alt sistem de condiționare a aerului cu split, cu unitate exterioră, cu tot ce trebuie. Evident că în momentul în care m-am apucat să îl instalez, alt traseu, alt cablaj, altă putere, altă dimensiune, și așa mai departe. A, după ce am ajuns să spar casa pentru astea două chestii, zic, hai să repar și ceva pe la instalația electrică. A venit electricianul și a zis, vai, domnul Viorel, dar sunteți în urmă rău de tot, că toate becurile aici sunt pe incandescență, consumă foarte mult, fac căldură mare, verificăm noi toate instalațiile, schimbăm întrerupătoare, nu știu ce. Am trecut pe LED, frate, da? Lucrurile sunt mult mai bune acum. Stau cu toate becurile aprinse și nu mă încălzesc deloc. În mod sigur și la partea cu factura de energie electrică o să avem un mare bonus. Și după ce am reușit să fac centrala termică, instalația electrică și aparatul de aer condiționat, trebuia să fac curățenie. Zic, hai, e timpul să și zugrăvim. Și ne ducem telefoane, prieteni, cunoștințe, suntem din lumea șantierilor, din lumea constructorilor. În fine, cu chiu, cu vai, găsim pe un cetățean cu bune recomandări. Băi, e titirit, se ocupă de treabă, pune totul, lipește cu scoci, face tot ce este mai minunat pe lumea asta și când zice că e gata, ia foliile și totul rămâne curat, frumos, extraordinar. Bă, frate, după o săptămână ce amorsase, chituise, gletuise și așa mai departe, n-a trecut la vopsea o jale. Nu pusese foliile, pictase pardoseala în toate felurile și în toate culorile, că aici aveam așa o combinație de culori în designul ăsta interior și ne-am apucat să discutăm prietenește. Prietene, ce ne facem? Dă-i și tu mai cu grijă, mai nu știu ce. Bă, s-a supărat omul.
S-a supărat omul și a plecat. Și, bineînțeles, că a trebuit să iau de la capăt cu telefoanele. Ce să sun pe cine să sun, că nu vine nimeni. Nu mai vine nimeni, s-a golit țara, nimeni nu vrea să se apuce de un lucru gata început. Mă rog, fiecare cu tehnologia lui. Și uite-mă singur pe Tarla, ultimul samurai, cu casa neterminată, pusă la pământ, nefinisată, nezugrăvită, necurățată. Hai să mă apuc de treabă. Fraților, și de o săptămână muncesc. Mă recalific la locul de muncă, da? Sigur că am văzut de multe ori în viața mea zugrăveli, chituieli, gletuieli, șantiere și așa mai departe, dar a trebuit să fac un mare refresh de memorie ca să-mi aduc aminte de fiecare. Așa că astăzi, ca să aveți o cale bună și plină de succes în ceea ce privește zugrăvitul și reamenajarea caselor voastre, am să dezbat varianta 1. Cum alegem oamenii pe care îi băgăm în casă? Și 2. Dacă nu reușiți, cam ce vă rămâne de făcut să vă descurcați cu mijloace proprii de bord. Da? Da. La categoria 1, adică aveți grijă cu ce oameni intrați în casa dumneavoastră, sigur că metodele sunt tradiționale. Dai un telefon, suni un prieten, cere o recomandare, bă, tu cu cine ai făcut, cam cât mă costă, hai să văd cum ai ieșit la tine, povestește-mi prin ce traume ai trecut. Și după ce faci asta cu toți prietenii și cu toate cunoștințele, dacă ai noroc și dai de un meseriaș sau o echipă de meseriași, trebuie să ajungi la partea lucrativă. Bă, primul semnal post pe care puteți să-l primiți este că zici, când să începem? Luni. Bă, și dacă vine luni de dimineață cu mâna în buzunar și nu are ce îi trebuie și nu ți-a spus ce trebuie să-i cumperi, să facă o evaluare, să măsoare, să... și te trimite în primul rând să-i cumperi scule, poți să știi din prima că nu e omul tău. Meseriașul fără scule care vine și spune, cumpără și mie un cancioc, o găleată, un trafalet, ăla nu-i meseriaș. Adică în manopera respectivă se înțelege cu toată știința, tehnologia și echiparea lui pe care trebuie să o pună la dispoziția clientului. În fine, și pe urmă, sigur că vine tocmela. Nu pot să vă spun tarife și prețuri, nu le știu, sunt atât de fluctuante de la un meseriaș la altul, dar cert este că trebuie să bateți palma, sigur că poți să-i dai și un avans, dar trebuie să te asiguri că îți vine omul la treabă și trebuie să-l întrebi, frate, și care e programul tău de lucru? Dom'le, eu vin numai de la 4 încolo până seara la 8-9, dar gata că am un alt șantier, sunt angajat în altă parte și ăsta este un ciubuc. Bă, în momentul ăsta... pot să spun că nu e omul tău. Pentru că are sau nu are un job cu carte de muncă undeva la o firmă de construcții, e ok. Dar dacă îți vine obosit după zi de muncă, ce te aștept să-ți facă? Pe urmă, 2. Poate că nu are carte de muncă în altă parte. Poate că el are mai multe ciubucuri, apartamente, cum este și al tău. Și atunci asigur că are un angajament 2-3 în altă parte și sigur că e mai deștept decât noi toți la un loc ăștia care suferim de nezugrăveală. Și în funcție de cum îi merge treaba, cum se planifică, ce accident are pe drum, din când în când va trece și pe la tine. Dom'le, dacă ți se întâmplă treaba asta, trebuie să tai în carne vie. Deci trebuie să-l dai afară în secunda a doua. Adică, bă, ți-ai făcut un program, cum venim? Bă, eu luni dimineață la ora 7, 8, 9, 10, până la 6, până la 7 seara, până la 20, stau aici, muncesc nu știu ce, în 4 zile fac asta, în 7 zile fac aia și așa mai departe, în 2 săptămâni trebuie să fii gata. Și sigur că trebuie să-i monitorizezi programul, că dacă îi dai cheile și vii după 2 săptămâni așteptându-te să fie totul gata, pă pariu că nu se va întâmpla. Tot timpul există un motiv de întârziere. Deci, iarăși, nu va fi omul tău. Și, sigur, mai rămâne partea cu banii, la care, da, spuneam că poți să-i dai un avans, mai bagi bani și în materiale, ferește-te să bagi bani în scule, dar păstrează grosul și, ce este mai important, să-l plătești la sfârșit. Și s-ar putea, chiar e bine să ai grijă, să-i pui problema cinstit, deschis, onest, frate, dacă faci treabă și sunt mulțumit, ăsta este prețul. Dacă faci să fie foarte bine, poate că ai și un bonus. Dar dacă văd pe traseu că bufești ceva, nu numai că nu-ți dau prețul pe care l-am convenit, nu-ți reduc din preț, te dau afară și nu-ți plătesc nimic. Adică, în contextul în care lucrurile sunt atât de subțiri, într-o piață a muncii atât de pauperizată, și nu mă refer doar în numărul, ci și în calitatea oamenilor din piața muncii respective, ești primul tău manager și ești primul de care se poate plânge cineva că nu ai fost consecvent, serios, precis și punctual. Și atunci, ca să nu te plângi la oglindă de unul singur că n-ai fost un bun manager, fă-ți aceste exerciții cu echipa pe care o angajezi, pentru că dacă tu ești serios și precis, să știi că și ei s-ar putea să fie, pentru că oamenii vor înțelege cu cine au de-a face și pentru munca pe care o prestează își încasează prețul cuvenit, dar în condițiile, haide să le spunem, contractuale. Nu mă refer la faptul că faceți contract cu zugravii sau cu faianțarii. Mă refer la faptul că bateți palma, aveți o înțelegere pe care părțile trebuie să o respecte. Cum una dintre părți nu respectă ceva, e dreptul celelalte părți să recuze acest
contract, această învoială, această înțelegere. Dar pentru asta trebuie să fiți pregătiți. Pentru că, așa cum vă spuneam, așa am pățit eu, m-am pomenit că ăla s-a supărat, nu și-a luat sculele că eu le cumpărasem. Eu sunt primul care n-am fost atent să văd pe cine bag în casă, da? L-am băgat în casă fără scule și zic, hai săracul, e bătrân, nu are... Na, hai să ne înțelegem, să ne învoim. Aiurea, vrăjeală. E, a plecat băiatul și ne-am trezit în mijlocul casei cu problemele în deranj. Haideți să vă spun acum cu ce am început să cumpăr. În primul rând, foliile de plastic cu care trebuie să ne protejăm, că altfel facem o curățenie la sfârșit, o să ne doară toți mușchii, coatele și genunchii. Și aceste folii trebuie să le lipim cu aceste benzi adezive din hârtie. Trebuie să știți că am cumpărat din mai multe locuri, de mai multe tipuri, de la mai mulți producători. Nu sunt fabuloase. Am descoperit că ăla mai îngust, cam la jumătate din lățimea acestuia, este mai bun, dar ne trebuie mai late pentru că trafareții sunt mari și atunci... E, și te vei chinui să protejezi toți ochelarii de la corpul de iluminat, toate întrerupătoarele, toate plintele, toate mobilele din casă și, bineînțeles, pardoselica. Nu? Pentru că tot ce pică, unde se adună? Pe dușumele. După ce ai cumpărat scociurile și folia, te apuci, frate, să blindezi casa. Da? A, uite că l-am găsit și pe ăsta mai îngustul. Office cover. Ăsta lipește. Nu pot să spun că este cel mai bun, dar sigur este mai bun decât celelalte. Te apuci să-ți blindezi casa și după ce ai blindat-o bine, poți să te apuci să cureți, să spargi tot ce nu-ți place și, bineînțeles, trebuie să ai niște alte scule. Păi hai să vedem cam despre ce ar fi vorba. Frate, sfântul șpaclu care poate să fie în lățimi diferite. Ai colțuri, ai unghiuri, ai locuri mai înguste, mai late, mai nu știu ce, unele sunt mai mare, productivitate mai mare, deci așa vreo 2-3 șpacluri de diferite lățimi, e bine să le ai. După ce ți-ai luat șpaclu, nu uita să ai la îndemână un set de șurubelițe, pentru că vei avea de desfăcut elementele de mobilier. Și nu, avem dibluri, avem șuruburi, tot felul de șuruburi și șurubele și pentru asta trebuie să ai la îndemână acest set de șurubelițe. N-aș merge până la ciocan, dar cu șpaclu și cu gletiera, după ce ai dezamorsat tot ce nu era plan, găurit, perforat, colțuri, muchii, strâmbe, lovite și așa mai departe, iei și o gletieră dintr-un oțel foarte bun. Trebuie să sune foarte bine. Glede interior pe bază de Ipsos, Ceresit CT126. Un produs de bază cu care te vei descurca foarte lejer. Singura mențiune pe care trebuie să o fac este că la preparare pui apa în vasul de pregătit, care poate să fie chiar și un cancioc, și în apa aia pui puțin câte puțin, ca la mămăligă, și amesteci în timp ce pui Ipsosul, gletul în apă, și pe măsură ce amesteci, evident că lucrurile se vor omogeniza, să ajungi să ai o pastă care să fie tixotropă, adică în momentul în care este în cancioc și ai întors-o, ea trebuie să se țină să nu curgă. Cu această poveste rezolvată, te poți apuca să-ți faci rectificările, planeitățile, colțurile și dacă colțurile sunt grav avariate, nu uita să-ți cumperi niște colțare de astea de rigidizare, care se găsesc lungim de 2 metri, cu care, sigur că avem armătura din plasă de fibră de sticlă și un mic profil de aluminiu care îți va oferi rigiditatea acestor colțuri acolo unde ele cumva s-a întâmplat să treci cu o scară, cu un ciocan, cu nu știu ce. Și după ce am făcut toată casa, da, la ultimul perete, am dat amorsă, am lăsat să se usuce vreo 4 ore și când am zis că vin cu trafaletul la primul strat de vopsea, s-a întors gletul și vopseaua direct pe trafalet. Asta ieri. Astăzi am revenit, 2 ore am dat cu șpaclu și am șmirgheluit, am îndepărtat tot ce a plecat și acum cu CT126 și cu sfânta gletieră, da? Ne apucăm să facem treabă. Rezoluția care a fost? Că datorită excesului de umezeală provocat de amorsă, gletul ăla subțire a tras suficient de multă apă că atunci când vii cu trafaletul care, fiind plin de vopsea, exercită o anumită forță de sucțiune, de desprindere, de desfacere, da?
pur și simplu s-a întors pe trabalhă. Și m-am oprit, l-am lăsat să se usuce și zic, a, vei mâine șmirghelesc un pic să duce nu știu ce. Și când m-am apucat, frate, să dau la șmirghe și la șpaclu, iată ce planiclobul pământului am făcut eu aici, parapetul balconului planiclobul pământului. După ce am văzut despre ce este vorba, nici o șansă să nivelez și să dai cu vopsea să nu se cunoască că s-a întâmplat. Am zis, Țuruc CT126, preparat, un tuliu, tras la gletieră, 3 zile tot weekendul. Îl lăsăm să se usuce și pe urmă o să venim cu o mână de artist suav, să dăm așa un trafalet, dacă nu găsesc vreun pulverizator între timp, să nu cumva să se mai desprindă doară, că nebunesc. Deci, încercăm o filmare așa, în stil mare selfie. Ce o ieși, o ieși. Ce voi povesti, voi povesti. Și dacă nu a ieșit și vă arată la final a ieșit, înseamnă că tot am făcut o brânză. Deci încărcăm, nivelăm, plecăm mai departe, încărcăm, nivelăm, plecăm mai departe, încărcăm, nivelăm, plecăm mai departe, încărcăm, nivelăm, plecăm mai departe. Din păcate, planigoul pământului este mare și adânc. Aici, nu finanța e povestea cea mai importantă, ci presiunea. Nu se rezolvă totul din gletieră. Cu siguranță va fi și un șmirghel pe undeva. Probabil că 240 granulometrie. Și nu se conteze foarte mult cât de plană va fi treaba, va conta să avem o opțea uniformă și fără petele de pojar. Aici, vreau mai trebuie o porție de material. Ca voinicul am ajuns la mâna stângă. Nu e cea mai bună mâna mea, dar ce se poate, se poate. Ce nu, rămâne pe data viitoare. Ia ca așa. Mai știe și cu șpacul. Stânga cu gletiera, dreapta cu șpacul. E, ca la doctor. Tu și eu final pentru domnul doctor. Apropo de scară, nu uitați să aveți în dotare, fie o cumpărați, fie o împrumutați, o scară de asta de zugrav, cu care să vă faceți treaba urcându-vă pe ea și să ajungeți înălțimea de lucru a plafonului. Și pe urmă vine marea aventură în care ai rectificat, ai reparat, ai făcut tot ce trebuie, dar trebuie să ajungi la vopsea. Sigur, te duci, îți cauți vopseaua. Ce e mai important este că puterea de acoperire a vopselei trebuie să fie corelată cu gradul de parte uscată pe care îl găsești în orice fișă tehnică, pe orice etichetă a produsului. Cu cât partea uscată este mai mare, cu atât puterea de acoperire este mai bună. Revenind la povestea noastră, vopseaua asta poate să ajungă pe pereți sau pe tavane prin intermediul acestor minunate obiecte numite trafaleți, pe care, sigur, puteți să-i luați în diferite tipuri, dimensiuni, mai mari, mai mici, mai mijlocii. E bine să aveți așa o gamă de vreo 4 bucăți. Singur lucru pe care vi-l recomand este să vă cumpărați și rezerve. Eu le-am cam tocat pe toate, dar uite, mi-a mai rămas una. Și rezervele pentru trafaleți, pentru că trebuie să știți că perișorii ăștia, după utilizare și spălare îndelungată, pentru că în fiecare seară când termin treaba trebuie să speli aceste scule, trebuie să ai piese de schimb, moale și pufoase, astfel încât să nu-ți rămână urmele când ai cu trafaleți. Se găsesc la prăvălii, nu este nicio problemă, să-i dăm la o parte și pe domnii trafaleți. Vă spuneam că am 4, am chiar 5.
să discutăm și despre scula de bază. Este o tăviță în care găsim două compartimente. Compartimentul în care aprovizionăm cu vopsea și compartimentul de scurgere, în sensul că ai băgat trafaletul în vopsea și pe urmă, sigur că înainte să te duci cu el să faci zoaie și roaie pe pereți, trebuie să ai o zonă în care să îl scurgi un pic, astfel încât să te duci cu încărcătura optimă de vopsea acolo. Deci tăvița asta e foarte bine să o aveți și împreună cu trafaleții, în fiecare seară, băiță, totul trebuie să rămână uscat și curat. Da? Astfel încât a doua zi să puteți folosi sculele în continuare. În completarea trafaleților, trebuie să aveți pensule, pensulici și pensuluțe. Unele mai late, altele mai înguste, pentru că vor fi zone în care trafaletul, datorită configurației lui geometrice, nu va putea să aibă acces. Motiv pentru care va trebui să dați cu pensula, să rezolvați colțurile muchile și la sfârșit să veniți cu trafaletul, iar eventuale mici rectificări, cu o pensulică mică și finuță, cu mână de artist, puteți să le rezolvați. Dacă veți gletui, veți avea nevoie de șmirghel. Aceste hârtii de șlefuit pot avea depunerea asta sticloasă în mai multe granulometrii, adică mai multe graduri de fineți. Pentru chestiile privind curățarea, vă recomand șmirghel cu granulometria de 80. Ce trebuie să știți cu acest șmirghel de 80? Păi ăsta trebuie să curețe tot ce este vechi. Pentru că nu în casa asta ați gătit, ați respirat, au avut loc diferite manifestări culinare în care s-a lăsat cu degajament de vapori, vapor de apă combinat cu grăsimi, cu praful care a fost. Și asta se lipesc al dracului de bine pe toate suprafețele. Și e bine ca înainte să vă apucați de treabă la partea de curățenie, până să faceți tot ce înseamnă partea asta de gletuiri și rectificări, să simțiți, să găsiți zonele în care aceste depuneri au fost ceva mai accentuate și să interveniți cu acest tip de șmirghel grosier, repet, granulometria 80, cu care să curățați tot ce s-a depus acolo în decursul anilor. După ce ați făcut partea de reparații de glet, trebuie să schimbăm granulometria și să luăm niște șmirghel mai finuț, granulometrie 180 sau poate chiar 240, astfel încât după ce gletuiți să puteți finisa liniștit și să dați o față foarte fină, foarte bine planată a reparațiilor pe care tocmai le-ați făcut. Odată cumpărate benzile de șmirghel, nu evitați să cumpărați și o sculă de asta care se numește suport de șmirghel, în care sigur că veți putea fixa șmirghelul respectiv, astfel încât cu papucul ăsta să puteți șlefui foarte bine, foarte uniform, zonele reparate. Cam asta ar fi așa sculele de bază. În rest, trebuie să vă înarmați cu multă răbdare, pentru că progresele se văd, dar se văd lent. Adică ritmul de lucru trebuie să vă imaginați că nu este foarte accentuat. Faceți un perete, doi pereți pe zi, poate și un tavan întreg. Aici vom avea și niște straturi și atunci, datorită faptului că nu se rezolvă totul printr-o simplă aplicare, productivitatea începe să lâncezească, pentru că prima dată, după ce ai terminat cu șmirghiluitul cu tot, trebuie să desprăfuiești. O cârpă ușor umedă sau poate o perie de aspirator, desprăfuite toate suprafețele care au avut de suferit cu șmirgheluirea, cu finisarea asta și pe urmă puteți să dați, și este recomandabil, să dați o amorsă. Mi-am mâncat ficații tavanele astea și sunt doar la amorsă. Că de ce trebuie să dăm amorsă? Păi, trebuie să dăm amorsă în primul rând să curățăm praful care s-a depus fie în timpul operațiunilor de pregătire, de gătuire, de gătuire, fie s-a depus amestecat cu alte suspensii, cu grăsimi, cu vapor de apă, cu transpirații, cu ce a mai fost pe acolo, pe aceste suprafețe. În momentul în care dai cu amorsă, practic e o prespălare. Și după prespălare poți să dai niște vopseaua respectivă, dacă ai una de bună acoperire, poți să-ți iasă chiar din prima, pentru că ai și spălat, ai îndepărtat praful, ceea ce este recomandat pentru orice vopsea. Dar cel mai important este că din procesul de umezire și uscare se redeschid porii oricărui suport. Și atunci am porozitățile respective amorsate, deschise. Sigur că vopseaua cu care vii prima și a doua mână se prind mai bine.
Amorsa poate fi de două feluri. Gata preparată de la prăvălie, recomandată de producător. Iar dacă ați uitat sau n-ați găsit, vă recomand să folosiți vopseaua albă într-o proporție de 30 până la 40% vopsea și diferența până la 100% apă. Omogenizată foarte bine, cu un trafalet mai mare, sau dacă nu foarte mare, în orice caz mediu, apucați-vă să avorsați suprafețele respective și puteți să dați, fără să vă fie teamă că e vorba de un nivel de calitate, cum se vede, cum nu se vede, suportul este foarte bine pregătit să își aștepte vopseaua. Povestea cea mai importantă este că după ce ați dat amorsa, unde avem o mare cantitate de apă, trebuie să lăsați apartamentul să fie foarte bine ventilat, deschideți ușile și ferestre, să lăsați să se usuce. Uscatul ăsta poate să dureze o zi, chiar două, trebuie să aveți multă răbdare. Această uscare este sacrosantă, pentru că dacă nu se usucă bine, saturația de apă din suport vă va pune în situația 1. Să nu aveți o acoperire foarte bună cu stratul 1 de vopsea și trebuie să ajungeți automat la stratul 2. Și 2. Tot ceea ce se udă pe dedesubt prezintă riscul de delaminare. Când vii cu trafaletul și apeși cu el, tot ce este ud și nu s-a uscat se va desprinde de suport și unde va ajunge? Pe trafalet. Și odată ajuns pe trafalet, înseamnă că s-a desprins, că ți-au rămas niște hârți pe acolo pe pereți. Dar dacă tu continui treaba, tot ce este pe trafalet poate să ajungă înapoi pe perete și te pomenești cu o grămadă de varicele de-astea pe perete și nu o să-ți mai placă deloc cum arată zugrăveala ta. Deci, în esență, cam despre asta este vorba la sfaturile pe care pot să vi le dau, atât în ceea ce privește forța de lucru umană, cât și partea de scule. Despre partea de meserie pe care o aveți sau nu aveți în sânge, că sunteți sau nu sunteți un nativ, de faptul că puteți să fiți un zugrav perfect sau să fiți un mic bricolor, aici este o chestie personală care ține de, hai să spunem, de educația voastră, de dibăcia, de maniabilitatea pe care o aveți și cu care vă puteți înțelege cu diferitele obiecte din acest vast proces de zugrăveală, începând de la scară. A, uite că aici am uitat. Nu evitați să cumpărați un cutter și pentru tavane, ca să puteți opera cât mai ușor, veți putea cumpăra un astfel de prelungitor pe care să-l montați în trafalet și, bineînțeles, de jos, cu efort cât de minim se poate, să puteți realiza și vopsirea pe planuri orizontale aflate la înălțime. E, și am ajuns la tavan și acum să vedem care este tehnologia pentru tavane. Tehnologie de tavan cu prelungitorul și foarte multă condiție fizică. Altfel nu vă primim la povești din șantier, pentru că n-avem ce să facem cu voi. Acum nu știu dacă vă prinde operatorul și bucata asta de tavan pe care performez. Dar iată că albul se depune aproape egal pe întreaga suprafață și toată jmecheria este să răluiți trafaletul ca să nu lăsați urme când desprindeți după suport. Despre exercițiile fizice astăzi nu discutăm. Discutăm după ce trece febra musculară. Până atunci vă mai dau o serie. Nu închideți? Nu închideți? Închide. Mai prindem o serie. Cam așa. Bine, pregătisem aici într-o anumită ordine, dar îmi cer scuze că le-am sărit. Erau și greu de văzut că sunt atât de roșii. Am uitat să vă mai spun că întotdeauna înainte să vă apucați de zugrăvit, trebuie să aveți niște instrumente. Puteți să aveți un mixer care se montează într-o bormașină, dar dacă lucrurile sunt prea pretențioase, nu evitați să aveți o scândurică, o lopățică, o vergea, o nuia mai grosuță, cu care să puteți amesteca vopseala și să o omogenizați, mai ales dacă este colorată, pentru că întotdeauna pigmentul de culoare are tendința să se lase cu partea uscată la fondul găleții, deasupra să apară emulsiile, latexurile sau chiar apa din conținut
și ca să păstrați calitatea de la un cap la altul, întotdeauna produsul înainte de aplicare trebuie să fie omogenizat. Repet, manual sau mecanic. Cam asta ar fi trusoul micului zugrav și în rest vă doresc să aveți multă răbdare. Partea asta cu condiția fizică să știți că vine. Adică după o săptămână de zugrăvit o să vă simțiți într-o mare formă, mai ales dacă scăpați de febra musculară. Dacă n-ați făcut o activitate fizică de mult timp, luați-o ușurel, nu vă grăbiște nimeni, sunteți la voi acasă. Și dacă faceți lucrurile cu răbdare, o să constatați la sfârșit că sunteți chiar un priceput. Pentru că, până la urmă, așa se spune, lucrul care se vede este zugrăveala. Ce este sub ea, nu o să se mai vadă. Cum ai chituit, cum ai glătuit. Dar vopseaua trebuie să iasă. Știți expresia aia românească? Să ieșim la vopsea. E, cam asta este. O să ieșiți la vopsea, o să treceți de trauma asta și o să vă bucurați în casele voastre de frumusețe, armonia culorilor, a texturilor și, în primul rând, de multă curățenie, ceea ce vă va aduce multă sănătate, ceea ce vă doresc și eu, să rămâneți sănătoși și să vă iasă zugrăveala. Povești din șantier. La revedere!